cu sugestii pentru rezolvarea subiectelor de istorie la Bacalaureat 2020. După cum știți, proba EC este probă obligatorie la istorie pentru elevii de la profil uman și vocațional. În cadrul examenului la istorie, voi veți întâmpina provocarea de a rezolva trei subiecte. Acestea au caracter obligatoriu și fiecare este punctat cu câte 30 de puncte și, bineînțeles, 10 puncte din oficiu. Cum se rezolvă subiectele? Fiecare din subiectele 1 și 2 au cerințe distincte. Subiectul 1 se rezolvă pe baza a două surse istorice, iar subiectul al doilea pe baza unei surse istorice, în timp ce subiectul al treilea necesită realizarea unui eseu în aproximativ 2 pagini, eseu care cuprinde și ideile de legătură. Cerințele se rezolvă separat, una câte una, iar, așa cum spuneam, eseul conține și idei de legătură care îi dau coerență și unitate. Ce tipuri de cerințe veți întâmpina? Cerințe cu răspunsuri scurte, de genul numiți, identificați, menționați sau precizat. Repet, necesită răspunsuri scurte, precise, clare. De obicei, la astfel de cerințe, vi se solicită informații despre secol, lider sau conducător, spațiu istoric, categorii sociale sau binecunoscuta relație cauză-efect. În această ultimă situație, țin să precizez că cele 7 puncte le primiți numai dacă dumneavoastră veți preciza care enunț reprezintă cauza și care enunț reprezintă efectul. Avem de asemenea cerințe cu răspunsuri medii. Acestea de regulă pornesc tot de la verbele precizați sau menționați, dar vă sunt solicitate, de exemplu, informații despre asemănări sau deosebiri între. Cerințele cu răspunsuri medii pot porni de asemenea de la sursă, așa cum spuneam mai devreme. De exemplu, menționați pe baza sursei un punct de vedere referitor la, susținându-l cu o informație din text. Pentru rezolvarea acestei cerințe este necesară parcurgerea a trei etape. În primul rând să citiți foarte, foarte bine sursa, pentru că cerința este pe baza sursei. Să sintetizați opinia autorului sau a sursei. De exemplu, pe baza sursei un punct de vedere și completăm. Iar la sfârșit, punctul de vedere trebuie susținut cu ceea ce înseamnă un enunț sau o informație sau două în funcție de cerință din sursa indicată. Avem de asemenea cerințe cu răspunsuri elaborate sau lungi. Ele pornesc de regulă de la verbul prezentați. Indiferent unde apare această cerință, la subiectul 1, la subiectul 2 sau la subiectul al treilea, el se rezolvă la fel. Adică să realizați o introducere în care să precizați contextul, factorii favorabili, cauza sau cauzele. Urmează apoi un cuprins în care veniți cu elemente detaliate despre cine, ce, când, unde și cum a realizat un eveniment istoric. Și în final concluzia, adică consecințele, efectul sau efectele. Cerințele cu răspunsuri elaborate lungi pot să pornească și de la verbul argumentați. De exemplu, argumentați printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia. Cerința apare de obicei la subiectul 1 sau la subiectul al doilea și trebuie să o împărțiți în două părți distincte. Astfel, argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia ideile privind romanitatea românilor au fost influențate de contextul politic existent în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Cum rezolvăm această cerință? În primul rând, trebuie să venim cu noțiuni generale despre
romanitatea românilor. O scurtă prezentare a problemei, a contextului. Ulterior, trebuie să concluzionăm cu o frază care să conțină conector de cauzalitate. Având în vedere ceea ce am precizat mai sus, putem afirma că, astfel și așa mai departe. Cerințele cu răspunsuri elaborate lungi pot să pornească și de la verbul formulați. Formulați un punct de vedere referitor la, susținându-l printr-un argument istoric. Exemplu, formulați un punct de vedere referitor la evoluția statului român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea și susțineți-l printr-un argument istoric. Ce pași parcurgem? Stabilim punctul de vedere și ulterior argumentul istoric care, încă o dată subliniez această idee, se redactează la final printr-o frază care să conțină conectorii de cauzalitate. Având vedere, putem afirma că astfel. Și am dat aici rezolvarea cerinței noastre. În primul rând, constituirea statului odată cu realizarea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza în 1859 a fost urmată de modernizarea politică și instituțională pe plan intern și de obținerea independenței în plan extern în vremea lui Carol I, 1866-1914 și astfel, da, iată conectorul, dacă în perioada domniei lui Cuza au fost realizate reforme precum legea rurală din august 1864, legea instrucțiunii publice din 1864, din decembrie. În timpul domniei regelui Carol I au luat naștere partidele politice moderne prin constituirea Partidului Național Liberal în 1875 și a Partidului Conservator în 1880. Realizarea României Mari, dezideratul ultim al proiectului național, va avea loc în timpul domniei succesorului acestuia, Ferdinand I, supranumit Întregitorul. La subiectul al treilea, care sunt etapele realizării unui eseu? Acest eseu conține trei părți distincte care sunt punctate ca atare. Partea de introducere, cuprinsul care include rezolvarea tuturor cerințelor marcate de linioare, de obicei 4-5 și, bineînțeles, concluziile. Prin urmare, trebuie să mai aveți în vedere și următorul aspect. Concluzia eseului se rezolvă separat de cerința, formulați un punct de vedere referitor la și susținerea acestuia printr-un argument istoric care apare la sfârșitul eseului. Prin urmare, trebuie înțelese ca două informații distincte trebuie separată de ultima cerință a eseului, deoarece se evaluează separat. Și iată aici vă prezint faptul cum ceea ce avem noi pe barem, noi profesorii, și anume 24 de puncte se acordă pentru informația istorică, în timp ce 6 puncte veți primi pentru ordonarea și exprimarea ideilor menționate, 6 puncte care sunt distribuite astfel. 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat sau 1 punct pentru utilizarea parțială a acestui limbaj, 1 punct pentru structurarea eseului, introducere cuprins concluzii, 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice, 1 punct pentru respectarea parțială a acestei succesiuni cronologice și, bineînțeles, 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu, adică cele aproximativ 2 pagini. În final, ce vă recomand în ceea ce privește rezolvarea subiectelor pentru Bacalaureat 2020? Puteți să subliniați pe foaia de examen cerințele subiectelor, dar atenție, nu uitați să transcrieți ceea ce ați notat pe foaia de examen, pe foaia de examen. Răspundeți la cerințe în ordinea solicitată, în măsura în care aveți această disponibilitate. Dacă cumva nu puteți să respectați ordinea indicată a subiectelor, să nu uitați să reveniți asupra subiectelor pe care nu le-ați rezolvat inițial. Trebuie să răspundeți la cerințe nu cu tot ceea ce știți, ci cu ceea ce ți se cere. Tratați răspunsurile echilibrat.
Pentru eseu, stabiliți idei de legătură care să facă trecerea de la un răspuns la altul. Puteți să realizați o schiță a eseului pe ciornă înainte de a-l elabora. Aranjați și ordonați în pagină textul scris și, bineînțeles, folosiți limbajul istoric. Spuneam că toate subiectele sunt obligatorii, că se acordă 10 puncte din oficiu, iar timpul de lucru este de 3 ore. Prin urmare, ceea ce avem noi indicat profesorii pe baremul de evaluare și notare este că se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor, nu se acordă fracțiuni de punct, adică nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem și, bineînțeles, beneficiați de cele 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. În ceea ce privește programa, după cum știți, ea a fost ajustată cu materia din primul semestru și probabil unii dintre voi sunteți familiarizați cu termenul de competențe care sunt prevăzute într-o programă școlară. Astfel, în ceea ce privește programa de istorie, avem 4 competențe generale cu însoțite de competențele specifice. O primă competență se referă la utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate, lucru care se poate evalua prin formularea de argumente referitoare la un subiect istoric, la folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise, da, și am menționat eseul, evidențierea relației cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice, formularea în scris a unor opinii referitoare la o temă de istorie. În ceea ce privește competența a doua, exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice se poate evalua prin extragerea informației esențiale dintr-un mesaj, prin descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate. A treia competență, aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice se poate realiza prin selectarea și comentarea surselor istorice pentru a susține, combate un punct de vedere. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor și proceselor istorice sau prin analiza diversității sociale, culturale și civilizației în istorie pornind de la sursele istorice. În sfârșit, a patra competență prevăzută în programa de istorie, utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme, prin utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric și prin construirea de sinteze tematice. Ce domenii de conținut au rămas în prezent pentru proba voastră? Primul domeniu de conținut, popoare și spații istorice, încadrează tema Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Cred că aici lucrurile sunt clare. Tema următoare, domeniul de conținut următor, oamenii, societatea și lumea ideilor, cuprinde două subteme. Secolul 20, între democrație și totalitarism, ideologii și practici politice în România și în Europa și constituțiile din România. În ceea ce privește al treilea domeniu de conținut, statul și politica, avem două teme, autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc, secolele 9-18, și statul român modern, de la proiect politic la realizarea României mari, secolele 18-20, cu excepția aspectelor referitoare la secolul al XX-lea în acest conținut. Vreau să revin asupra unei întrebări care mi-a fost adresată destul de frecvent în ultima perioadă de timp și anume privind conținutul subiectelor, testelor de antrenament postate de minister privind anumite surse din comunismul în România.
În ceea ce privește sursele, acestea pot fi alocate din orice perioadă, din orice domeniu, din orice autor, atâta timp cât respectă cerințele istorice, dat fiindcă, așa cum aminteam mai devreme, pe baza competențelor parcurse, voi puteți să identificați corect perioada, liderul, o relație cauză-efect, etc. În ceea ce privește tema comunismul în România sau România postbelică, cum apare ea menționată în program, și care în acest moment nu mai face parte din proba de evaluare a bacalauratului 2020, aici semnele de întrebare au fost ridicate mai ales în ceea ce privește practicile totalitare. Dar atâta timp cât aveți secolul 20 între democrație și totalitarism, ideologii și practici politice în România, după cum știți, în a doua jumătate a secolului 20 în România s-a instaurat comunismul și atunci întrebările sunt întemeiate vis-a-vis de practicile desfășurate inclusiv în țara noastră, nu numai în Europa de răsărit, în Europa răsăriteană. Prima parte a expunerii noastre s-a încheiat și, așa cum vă aminteam la început, aș vrea să vin în întâmpinarea voastră cât se poate cu întrebarea: cum răspundem în ceea ce privește ce ne pică doamna? Ce ne pică doamna? Și iată, am încercat să fac o planificare pe baza testelor de antrenament publicate de Ministerul Educației a temelor din program, așa cum sunt ele reflectate pentru fiecare subiect în parte. Și dacă parcurgem, în prezent au fost publicate 17 astfel de teste, veți constata că ele sunt inspirate, de exemplu, iau la întâmplare testul 8, statul român modern de la proiect politic la realizarea României mari și constituțiile din România. Subiectul al doilea se bazează pe o sursă referitoare la autonomiile locale și instituțiile centrale în spațiu românesc, secolele 9-18, și subiectul al treilea pe constituțiile din România. Deci, practic, sunt respectate temele din program. Testul 10. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor la primul subiect. Subiectul al doilea, secolul al 20-lea între democrație și totalitarism. Subiectul al treilea, statul român modern de la proiect politic la realizarea României mari, secolele 18-20. Nu știu, uite, mergem la testul pe care l-am dorit să-l realizăm împreună astăzi, secolul, pentru testul 16, subiectul 1, secolul 20 între democrație și totalitarism, ideologii și practici politice în România și în Europa, și o să demonstrăm imediat ceea ce am afirmat mai devreme. La subiectul al doilea, statul român modern de la proiect politic la realizarea României mari, secolele 18-20, și subiectul al treilea, autonomii locale și instituții centrale în spațiu românesc, secolele 9-18. Prin urmare, dragii mei, aveți de parcurs o programă clară care v-a fost indicată încă din luna martie și tot de atunci Ministerul publică aceste teste de antrenament și vă propun astăzi să rezolvăm împreună testul 16. Primul lucru care am spus că l-avem de făcut este să parcurgem aceste surse, să le lecturăm cu foarte mare atenție. Ulterior, vă îndreptați privirea spre întrebări și la subiectul 1, prima întrebare este următoarea. Numiți organizația economică înființată în 1949 la care se referă sursa B. Ne îndreptăm atenția spre sursa B și, iată, identificăm Consiliul de Ajutor Economic Reciproc sau CAER, lucru pe care îl trecem și noi pe foaia de examen. A doua întrebare. Precizați din sursa A o informație referitoare la liderii partidelor tradiționale.
ne îndreptăm atenția spre sursa A, este bine să ne căutăm cuvinte cheie din întrebare și iată, liderii partidelor tradiționale și aflăm imediat, vom copia cu ghilimele, că sunt acuzați de trădare, complot, spionaj, judecați, condamnați și închiși în închisorile de la Pitești, Jilava, Ocnele Mari, Sighet, Dej, Aiud sau în lagărele de muncă forțată de la Midia, Poarta Albă, Cernavodă, Bicaz sau cu domiciliu obligatoriu în satele strategice din câmpia Bărăganului. Am rezolvat astfel și întrebarea 2. Repet, o informație înseamnă un citat din sursă. Întrebarea 3. Menționați doi lideri politici la care se referă atât sursa A cât și sursa B. Căutăm împreună și constatăm că în sursă se vorbește, de exemplu, despre Stalin, sursa A, da, Stalin, și la fel și în sursa B, Stalin. Dar mai este nevoie de încă un lider și iată, îl identificăm pe Gheorghiu Dej, Gheorghiu Dej și la fel și în sursa B, Gheorghiu Dej. Dat fiindcă cerința mea spune doi lideri care să-i regăsim în ambele surse. Întrebarea 4. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că alegerile parlamentare sunt falsificate. Presupunem că noi am citit foarte bine aceste surse și dacă privim cu atenție, răspunsul la întrebarea 4 este sursa A, deoarece întâlnim această afirmație. În aceeași lună sunt falsificate grosolan alegerile parlamentare. Nu este necesar să indicați și informația, ci doar sursa. La întrebarea 5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecăruia din aceste informații. Și aici, atât în calitate de profesor la clasă, cât și ca profesor evaluator, am întâlnit uneori fie 4 informații, pentru că voi ați înțeles prin 2 informații câte 2 astfel de relații, cauză-efect, nu este vorba doar de o propoziție cu caracter de cauză, da? Și una cu caracter de efect, cu singura precizare că trebuie scris în fața informației acești termeni. Și căutăm în text, este bine să ne luăm ca reper eventual un indicator, de exemplu, conectorul ca urmare. Și atunci, cauză, Nikita Hrușciov a decis că era necesară o reacție adecvată față de NATO, efect, ca urmare, a inițiat pactul de la Varșovia. Iată, o propoziție, o relație aflată în cauză-efect. Până aici răspunsurile au fost pe baza sursei. Întrebările 6 și 7 sunt din informațiile pe care noi le deținem. La întrebarea 6, ni se cere să prezentăm alte 2 practici politice totalitare utilizate în România, da, ceea ce vorbeam puțin mai devreme, în afara celor la care se referă sursele date. Revedem sursele. Despre ce practici totalitare vorbește, de exemplu, sursa A, am spus falsificarea alegerilor, lichidarea opoziției politice, în sursa B e vorba de un control economic și atunci ne rămâne să prezentăm alte practici politice totalitare utilizate în România, de exemplu, încălcarea drepturilor omului, și să spunem monopartidismul. Ceea ce am făcut eu până aici a fost să precizez aceste 2 practici politice totalitare. Urmează să explic în câteva informații fiecare practică. De exemplu, încălcarea drepturilor omului în perioada comunistă din România se făcea prin cenzură, prin existența unor mijloace de constrângere, de verificare a populației, prin interdicția de a părăsi țara, etc. Iar a doua practică, monopartidismul, știți că se referă la existența unui singur partid politic, în cazul
perioadei la care ne referim, Partidul Muncitoresc Român într-o primă etapă, iar după 1965 Partidul Comunist Român, ceea ce înseamnă lichidarea nu numai a liderilor, dar și desființarea celorlalte partide politice. Și în felul acesta am făcut o prezentare a altor două practici politice totalitare utilizate în România decât cele la care se referă sursele. La întrebarea 7, menționați o asemănare între practicile politice utilizate în Europa în ultimul deceniu al secolului 20. Întrebarea ar trebui să fie simplă pentru voi, deoarece o putem realiza chiar prin comparație cu ceea ce am rezolvat puțin mai devreme. Dacă la întrebarea 6 se discutau despre practici politice totalitare, la întrebarea 7 ni se cer practici politice utilizate în Europa în ultimul deceniu al secolului 20, adică la practici democratice. După cum ne amintim, în 1989 regimul comunist începe să se prăbușească, nu numai în Europa, dar și în țara noastră, și atunci se revine la practicile politice democratice. Prin urmare, putem să spunem că între aceste practici utilizate în Europa, de exemplu, asemănătoare este principiul respectării drepturilor omului și cetățeanului sau revenirea la o practică constituțională respectată. Trecem la subiectul al doilea. Parcurgem de asemenea cu foarte multă atenție sursa. Nu vă grăbiți în lecturarea sursei, aveți suficient timp la dispoziție la examen și după ce ați parcurs-o, trecem la rezolvarea primei întrebări. Numiți un revoluționar precizat în sursa dată. După cum vom observa, în sursă sunt dați doi revoluționari, Cea Rosetti sau Ion Ghica. Indiferent cu ce nume veți răspunde, răspunsul este corect și veți primi două puncte. Precizați secolul la care se referă sursa dată. Indiciul pentru răspunsul la această întrebare îl reprezintă anul 1848 și atunci răspunsul este simplu, secolul al XIX-lea. La întrebarea 3, menționați domnitorul Moldovei și o acțiune desfășurată în 1848 în acest spațiu istoric la care se referă sursa dată. Căutăm numele domnitorului și iată, îl identificăm a fi Mihail Sturza, iar o acțiune desfășurată în Moldova în 1848, de exemplu, poate fi chiar începutul acestei surse. La începutul lunii aprilie 1848, boierii și reprezentanții orășenilor au organizat la Iași o întâlnire în scopul de a denunța despotismul. Această propoziție se pune între ghilimele. La întrebarea 4. Menționați din sursa dată două informații referitoare la acțiunile din București. Vă spuneam și puțin mai devreme, este bine să vă luați un indiciu, acțiunile din București, și dacă căutăm cu atenție, iată, în ultima parte a sursei, în ultimul paragraf, identificăm informații de acest gen. De exemplu, principalul teatru de acțiune a fost orașul București, unde Revoluția a început la 11-23 iunie, și o altă informație, străzile erau pline de oameni cărora li se distribuiau copii ale proclamației de la Islas. Am identificat cele două informații referitoare la acțiunile din București. Întrebarea 5 este o întrebare cu răspuns mediu. Formulați pe baza sursei date un punct de vedere referitor la Comitetul Revoluționar din Țara Românească, susținându-l cu două informații selectate din sursă. Căutăm în sursa noastră indicații despre Comitetul Revoluționar și le-am identificat în partea de mijloc, în al doilea paragraf. Iată, s-a format un comitet revoluționar însărcinat cu organizarea unei revolte armate. Sau, mai găsim o altă informație, membrii comitetului au dat citire unei proclamații în care se prezenta programul Revoluției. Sau Comitetul Revoluționar își exprima intenția de a respecta toate tratatele în vigoare cu Imperiul Otoman, etc. Deci, practic, din acest pasaj putem să identificăm corect rolul Comitetului Revoluționar. Și, prin urmare, conformulăm pe baza sursei
reiese că în 1848, în Țara Românească, s-a format un comitet revoluționar cu rol important în desfășurarea acțiunilor. Astfel, și dăm cele două informații sau două citate. La întrebarea 6. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia acțiunile desfășurate de români în 1859 contribui la formarea statului român modern. Imediat voi asociați fie această expresie, formarea statului român modern, fie anul 1859, cu acțiunea de unificare a principatelor. Prin urmare, acțiunea noastră este corectă și o putem formula astfel. Acțiunile desfășurate de români în 1859 au contribuit la formarea statului român modern, deoarece, iată, în paranteză ni se spune că este necesară utilizarea conectorilor. La 5 ianuarie 1859 la Iași a avut loc alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în funcția de domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 același domnitor, aceeași persoană a fost aleasă și la București. Astfel s-a format statul român modern sau punerea marilor puteri în fața faptului împlinit. Ușor trecem la subiectul al treilea, care nu trebuie să constituie o piedică sau o teamă pentru voi, deoarece aveți toți indicatorii pentru rezolvarea corectă, cu condiția să respectați cerințele, așa cum le-am menționat mai devreme. Și anume, pentru redactarea unui eseu avem nevoie de o introducere, da? De un cuprins în care să fie respectată ordinea liniuțelor și de o concluzie diferită de ultima liniuță referitoare la formularea unui punct de vedere. Astfel, ce ni se cere? Să elaborăm în aproximativ 2 pagini un eseu despre organizarea spațiului românesc în secolele 9-18. Ce introducere pot să realizez? De exemplu, că în această perioadă, pe lângă faptul că în secolul XIV se formează statul medieval, ulterior, până în secolul XVIII, acesta se consolidează și prin apariția instituțiilor. O introducere simplă, clară, concisă și pornind de la titlu. Prima linioară. Precizarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc în secolele al IX-lea și al XIII-lea și menționarea a 2 caracteristici ale autonomiilor din această perioadă. Constatați că nu ni se precizează o zonă anume și atunci pot să îmi aleg orice autonomie cunosc sau îmi aduc aminte specifică secolor 9-13. Pot să precizez, de exemplu, voivodatele lui Gelu sau a lui Glad sau lui Menumerut, care erau în zona intracarpatică. Pot să mă refer la voivodatul lui Litovoi sau a lui Seneslau. Oricare răspuns este corect. Dar următoarea cerință în cadrul acestei linioare se referă la 2 caracteristici ale autonomiilor. Și cum menționam în lecția precedentă, aceste autonomii s-au format în spațiul românesc în secolele 9-13, au fost de asemenea menționate în izvoare maghiare și cele mai multe s-au realizat prin unificarea obștilor sătești. Deci, am dat chiar 3 caracteristici. Următoarea cerință se referă la menționarea a 2 instituții centrale constituite în secolele 12-14 în spațiul intracarpatic. Aici trebuie să fim atenți, este vorba prin urmare de Transilvania, iar în ceea ce privește instituțiile centrale constituite în acest spațiu, avem oarecare diferențe față de spațiul extracarpatic. Prin urmare, pentru această zonă putem menționa voievodatul și congregațiile generale sau ne putem raporta la instituția administrativă, care de asemenea a fost prezentată într-o lecție precedentă, referindu-se la comitate, scaune, districte, țări, etc.
Cerința a treia, prezentarea unei instituții centrale organizate în spațiul românesc extracarpatic în secolul al XIV-lea. Este un răspuns elaborat care se referă, de exemplu, la domnie. Da? Este vorba de spațiul românesc extracarpatic, instituția centrală este domnia. După cum știți, domnitorul avea puteri depline. Domnia era de origine divină, autoritate care era consacrată și prin titulatura Io, din mila lui Dumnezeu Domn, singur stăpânitor asupra, Io fiind preluat pe filieră bizantină și care însemna unsul lui Dumnezeu, Domn, domnitor, provenea din limba latină dominus, stăpân, singur stăpânitor și urma enumerarea teritoriilor pe care acesta le stăpânea. Puteți să faceți de asemenea referire în prezentarea acestei instituții la principiul succesiunii la tron, care era ereditar electivă pe linie masculină, apărând astfel cele două dinastii, cea a basarabilor în Țara Românească și cea a mușatinilor în Moldova. Putem să vorbim de asemenea de atribuțiile domnitorului și prezentarea noastră să fie încheiată cu succes, cu faptul că, începând cu secolele următoare, 16 în special, apar elemente deosebite în ceea ce privește organizarea acestei instituții. De ce facem lucrul acesta? Pentru a putea rezolva mai ușor și ultima cerință. Formularea unui punct de vedere referitor la organizarea unei instituții centrale din spațiu românesc în primele două decenii ale secolului al XVIII-lea și susținerea acesteia printr-un argument. Prin urmare, spuneam că instituția centrală suportă de-a lungul secolelor o evoluție interesantă, pentru că începând cu secolul al XVI-lea, domnitorii pot să-și cumpere domnia, de exemplu cazul lui Mihai Viteazul, iar în primele două decenii ale secolului al XVIII-lea, după cum cu siguranță vă amintiți, este vorba de domnia fanariotă. Astfel, da, introducem și argumentul, începând cu 1711 în Moldova, respectiv 1716 în Țara Românească, sunt instaurate domniile fanariote organizate sub directa îndrumare a Imperiului Otoman. Ne mai rămâne de făcut concluzia. În concluzie, spațiul românesc în secolele 9-18 a suportat o serie de schimbări la nivel politic, economic, social, dar în ceea ce privește abordarea noastră au fost punctate în special elementele politice. Sper că v-am venit în ajutor cu această prezentare și că lucrurile or să vi se pară mult mai ușoare după ce veți parcurge sau veți revedea poate această prezentare, pentru a reține pașii ce trebuie urmăriți în rezolvarea corectă și eficientă a subiectelor pentru Bacalaureat 2020. Sunt convinsă că ați avut grijă de voi, că în tot acest timp ați continuat să învățați, că veți revedea notițele și veți rezolva testele de antrenament pentru a fi pregătiți. Vă aștept la Bacalaureat, sănătoși, frumoși și, bineînțeles, de nota 10. Mulțumesc pentru atenție!